Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi este sâmbătă și avem o zi foarte plină. Sărbătorim a doua oră ziua Sarei. În august, prietenele ei au fost plecate. Practic am făcut ziua Sarei numai noi cu ea, fără bunici, fără prieteni, fără nimic. Mergem să vedem o plajă ascunsă, pentru că își dorește Anca și pentru că vă recomand să faceți ce își dorește soția. O să fie un vlog interesant, pentru că vreau să vorbesc despre acești 5 ani ai noștri în Tenerife, despre ce ne-a plăcut și cum merge viața pe aici. Și fac asta pentru că, probabil știți, eu ofer consultanță pentru relocare și, în general, cam vin aceleași întrebări. Și m-am gândit, zic, mă, hai să nu mai dați 100 și ceva de euro pentru o ședință 1 la 1 cu mine și să vă uitați la vlogul ăsta. Aștept să se trezească toată casa, facem ceva de mâncare și mergem. Și pui aici 350 grame de făină, de porumb. Îți dăm și rețeta acum de tacos. Tacos cu ciuperci. Da. N-am filmat toată masa pentru că aici este trusa lui Victor, care desface un laptop vechi și scoate fiecare din componente. Și avem pretenția să-l facem și înapoi, dar sincer mă îndoiesc. Și am plecat. Sunt foarte des întrebat. Uite, și ieri m-a întrebat Andrei, care și-a cumpărat apartamentul în Santa Ursula, m-a întrebat, zicea, măi, dar ce să mă aștept când mă mut? Sau care, cu ce îmi schimbă viața? Schimbă viața cu atât cât lași să schimbe viața. Okay, financiar ți schimbă viața, după părerea mea, deci nu veni pe insulă dacă vrei să te angajezi aici, pentru că o să ai niște venituri mai mici. Noi cred că după 5 ani abia avem veniturile din București, în condițiile în care eu fac 3 joburi, mă rog, un job și 2 jumătăți de joburi, fără să pun că mai fac mie sau mai fac deschid o firmă pentru un prieten sau ceva. Deci, pentru ca bani e rău și e cu minus. În rest, ca viață, poți să mergi oricând să accesezi o plajă de asta, în jumătate de oră, în fiecare zi alta, cred că sunt peste 100. E o decizie foarte personală, mutatul, dacă cineva i-a considerat să plece din România. Și trebuie să fie foarte sigur care sunt motivele pentru care pleacă și ce așteptări are. Că, așa cum ai zis și tu, dacă ai așteptări de îmbogățit în afara României, Tenerife nu e destinația. De altă parte, dacă sunt bani și vin cu investiții imobiliare, poate fi un vehicul de venit pasiv, să cumpere și să închirieze. Nouă ne place, la bilanțul ăsta de 4 ani jumătate, aproape mergem spre 5. Nouă ne place și, deși au fost dese și multe momentele în care ne-am gândit să ne întoarcem, acum de vreun an de zile cred că nu ne-am mai gândit și suntem mai liniștiți ca oricând. Din octombrie anul trecut nu ne-am mai gândit, sau noiembrie, ceva de genul, da. Și chiar și-a meritat. A luat decizia bună, da. Și-a meritat acum, da, dar am avut niște, adică am trecut prin niște etape pe care mi-ar fi plăcut să le știu și să mi le zică cineva, uite, mă, mergi pe calea asta bătătorită, că așa trebuie să faci. Adică, bucură-te de timpul liber, bucură-te când o bancă se închide la ora 2 și nu mai poți să lucrezi, că la 2 s-a închis tot. Bucură-te când e închis miercurea sau când vezi un afiș, am închis 10 zile. Obișnuiește-te și bucură-te de chestiile astea, că și intră cu ele, adică mergi cu valul ăsta, că dacă mergi împotriva lui... Păi, plus, în Tenerife, noi avem ceea ce ne-am dorit, avem calitatea vieții, pentru că asta a fost ce ne-a determinat pe noi să plecăm. Avem timp împreună, avem timp gratis foarte mult, adică atracții și lucruri de făcut, fără să băgăm mâna în buzunar. Aici e foarte ieftin. E adevărat că e ieftin, dar simți că e scump sau simți că tu câștigi puțin când ieși de pe insulă. Și pentru cine se întreabă de ce muncim atât, dacă și Anca a avut într-un timp 3 joburi, tot așa cu part-time, avem 3 motive, 2 vi le spunem când ne mai împrietenim și unul e că vrem să ne permitem orice și să facem orice vrem și să ne permitem orice și numai așa poți aici, adică, sau, mă rog, dacă vii cu 1 milion de euro și ții 2-3 case și le închiriezi, 2-3 apartamente și le închiriezi, da, atunci iarăși ești ok. Da, e un venit pasiv. E un loc bun pentru pensionare și pentru venituri pasive. E un loc excelent pentru pensionare, nici nu concept. Pentru remote work, ceea ce noi facem acum, lucrăm remote, chiar nu e greu să ai viața socială, pentru că viața socială se întâmplă afară,
aici, spre deosebire de la noi, unde mai încă mai avem asta cu veniți pe la noi, venim noi pe la voi, hai că punem ceva să mâncăm. Aici nu prea se poartă, totul se întâmplă afară, pe stradă. Sau la plajă. Da, alte aspecte. Sănătate. Nu avem poluare, ceea ce ne convine că nu avem alergii. Și eu și Victor aveam ceva probleme prin România cu respirația. De la 4 ani jumătate nu mai avem niciunul nimic. Sistemul de sănătate, foarte ok. Suntem foarte mulțumiți, inclusiv consultații stomatologice pentru copii până în 16 ani sunt gratuite. Noi avem și videouri mai vechi, avem videouri despre sistemul de sănătate, îl pun aici, avem videouri despre prețurile alimentelor, avem, deci practic am dezbătut cam toate aceste teme în vlogurile inițiale. Numai că între timp ne-am mai schimbat opiniile, am învățat lucruri noi, plus că nu știu pentru care YouTube nu le recomandă, adică normal, s-au învechit. Așa că dacă voi căutați orice pe Tenerife, dacă știți să căutați, veți găsi în vlogurile noastre mai vechi, orice întrebare ați avea. Dar ca să continuăm pe idee, sistemul de sănătate, că de aici ne-am luat, eu nu sunt foarte mulțumit, adică dacă un consult, un remene la genunchi, e adevărat că în România nu-l faci deloc decât cu 1.200 de lei, 1.500 de lei, dar și aici îl faci după 6 sau 7 luni. Și doar dacă ai o urgență, atunci poți să zici că te programează în sistem de urgență, altfel luni, dar luni, dacă nu chiar ani, nu știu, A fost pandemia. Posibil, nu știu, am avut o chestie, a programat-o pe Anca sau pe cine a programat după un an și ceva? Pe mine, dar eram pandemic. Încerc să curăț. Ne-a rupt drumul la întoarcere. Ăsta micu e cel mai activ. Cam același lucru, el cu șopârlele, noi gâfâind. Meritați o pauză. Merităm o pauză. Oh my god. Never again plaja asta. Sau, mă rog, așa zice mereu. De ce nu? Ți-a plăcut? Mă lași tu să fiu pe locul întâi? Hai, dă-te tu și fii tu pe primul loc. Nu facem o trecere. Stai! Nu m-am lăsat, dar chiar nu mai pot. Mașina e la 20 de metri, dar simțeam că mor. Ne schimbăm repede. Și de la ocean mergem la 1000 și de kilometri, de, stai puțin Vic, te rog, mergem la 1000 și de metri înălțime și vă arătăm ce grozăvie am mai descoperit. Poți să îmi dai telefonul ca să mai fac poze de alea de apnoape? Hai! Muy bien, Carla! Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, Vic. Poți să te ridici pe buturga aia dacă te ajută. Am tati, haide, ești la pnuima și vreau să... Plec! Nu-mi place cum mă întorc așa! Wow! Mamă, dar ce viteză am prins! Nu credeam că o să pic! Cum a fost?
Așa mă, găsculiță, bravo. This is hard. This is hard. What is hard? Oh, never mind. Let's see. It's you are almost there. You go on. It's stuck. Poate vă întrebați de ce vorbim în engleză, dar Victor așa are el plăcerea. Când se joacă în engleză. Și evident că îl încurajăm. Pentru că n-ați mai văzut-o de mult pe Sara este acolo, pe traseele mai grele. Eu cu Victor am avut, unde vedeți X-urile astea, am avut un pic de blocaj. Ia zi, boss! Unde-i blocajul? Îmi place că te-ai urcat pe asta să încerci să rezolvi problema. Și unde-i blocajul? Aici, uite. Ai lovit? Niciunde. Niciunde? Bravo. Suntem la 1100 și ceva de metri, e foarte plăcut, sunt cam 25 de grade, miroase eucalipt, recomand total atracția asta dacă sunteți în Tenerife. Mamă, cum e asta? Dacă știam că e așa strâmt, nu mai mâncam a doua farfurie de năut aseară. Ia să vedem cine vine. E Dalila. Wow! Am crezut că s-a lovit. Dalila, prietena sarei. E minunat, a pus în pădure. Mai avem, eu mai am ăsta, Victor mai are ăsta și totul se termină probabil, ca de obicei, da, cu o tiroliană lungă aici. Iupi! I didn't see that coming. Acolo jos e Anca. Fac pariu că e frig, dar măcar are toată mâncarea și toată băutura cu ea. Mi-e o foame de mor. N-am știut cât o să dureze asta, am venit nemâncat și avem o grămadă de mâncare bună, extraordinar de bună. Tort, pizza, adică bună, înțelegeți? Proastă, dar gustoasă. Hai, bro, te bagi? E o maimuță, babuie. Știu, dar am senzația că e o pasă, măi. Hai, treci pe aici, te filmez așa de jos. Așa. I like it. This is kind of crumbly. Incredibil, ia treia tiroliană. Pe care mă roagă Victor să o filmez, îmi dă și indicații cum să o filmez din stânga, din spate, din față, nu știu ce, și nu apăs butonul de înregistrare. În orice caz, imaginați-vă cum ăsta a luat-o aici pe corzile astea și s-a dus până jos. Așa e că e mișto? Nu l-am filmat pe Victor, dar mă filmez pe mine. Dacă vedeți o grimasă, înseamnă că mi-a prins asta burta aici și mi-a făcut răni. Uf! Mi-a mai prins sucăță, da. Wow! Ia uite unde e băiatul ăla, frate. Cel de sus. Deci, tocmai sus acolo. Și ia uitați-vă și la treptele astea. Știți ce am pățit o dată? Am fost într-un team building și m-am aventurat, fără să fiu încălzit, pe cel mai greu traseu, negru, și în Brașov. Traseul nu era foarte greu, dar nu am înțeles eu bine ce trebuie să fac. Nu o să mă credeți, am stat o oră la un pas de ăsta, pe care să-l depășesc, n-am putut să-l depășesc. Nici nu putea să mă ajute ghidul ăla, pentru că eram sus de tot, cum vedeți. Și m-a așteptat tot autocarul o oră întreagă. Asta e eucalipt. Miroase rupe. Extraordinar. Anca și-a făcut o prietenă.
Hai! Hola! Doamne, dacă nu m-am învârtit cu asta peste... Unde mi-e cacao? Ia! La mulți ani, Coconica, te iubim! Hola! Ma. Păi, cum a ieșit, frate? Impresionat. Pune furculițe și dă-i Dalile întâi, că pleacă și mama. Dali! Se pune totul dificil, pentru că nu iau una pe alte ceva de extra. Da, Carla. Muy bien, Carla! Corre, corre! Că nu te pare! Bien! Otra ola, Camina! Activitatea asta există și în România, în București și în Brașov cel puțin, că văd din tot sufletul activitatea asta pentru părinți și copii, făcută chiar împreună, cu atât mai bine împreună. Îi crește încrederea copilului, plus de asta își înfinge niște frici și eu am avut frică, mă rog, nu aici, dar un pic mai în spate unde era înalt. Și după ce îți învingi frica aia, știi că te simți puternic, pur și simplu. Și asta e ideea. Și ideea de a face lucruri pe care poate ți era greu să le faci și de a-ți depăși limitele. Și cum zice Victor, nimic nu-i destul de greu pentru el. Fapt, asta e ideea cu care vă las. Nimic nu-i destul de greu pentru noi, copii sau adulți. Trebuie doar să încercăm și să muncim pentru asta.